Bună seara, dragii mei, sau noapte bună, sau bună dimineața, este ora 4 dimineața. Sunt Arotela și fac etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, învărsător, etalare pentru aprilie, mai, aproximativ, poate să fie și pentru restul primăverii. Haideți să vedem ce cărți a apărut. A apărut ceva. Aici n-a apărut nimic. Nu n-a apărut, dar a apărut roata norocului. Energia se schimbă. Lucrurile se schimbă. Oh, vă eliberați de diavol? Sper că vă eliberați și că nu vă duceți înspre diavol. Schimbați energie. Eu aș zice că lăsați în urmă o energie adictivă care va cerca să vă țină pe loc, va manipula, poate au fost și frici, neîncrederi, dar sunt multe variante. Diavolul manifestă multe lucruri negative. Însă, ce mai apare aici? Ah, judecata, da, renașteți. Judecați, discerneți. Renaște dacă ați pierdut pe cineva, eventual 5 de cupe, poate. Renașteți din această stare. O luați de la zero. Și unii dintre voi, chiar dacă o luați la zero, acest început să fie într-adevăr cu lacrimi. Dar la un moment dat veți vedea că se transformă lacrimile în înțelepciune, în discernământ. Trebuie să lăsați în urmă o situație foarte toxică acasă, ori un sos toxic, ori un membru al familiei foarte toxic sau la job. Da, ia uite. Cu dorința de a avea ultimul cuvânt, de a, poate chiar cu excese sexuale, poate. Dorința de a avea bani, renașteți. Și apare cavalerul de bâte. Dorința de a vă cuceri viața, de a vă recuceri, de a vă explora, de a merge, nu știu, poate călătoriți undeva. Și veniți cu o nouă energie, o nouă energie. Și o manifestați în plan fizic, printr-un nou proiect, printr-o relație, prin ceva. Ceva frumos, aș spune, ca să completez. Prin ceva frumos și valoros. Hai să vedem situațiune. Situațiune. Mai era foarte multă lume, a apărut acest munte, acest capitol încheiat și acest munte. Vă regăsiți pacea după o perioadă în care ați călătorit. Nu o să ai practic. Ați trecut prin multe cu alte cuvinte. Situațiune, vărsător, soare, lună. Bine, mersi. Soare, soare în suflet, 3 și cu 1. Creați ceva nou care vă aduce stabilitate. Creați soarele în sufletul vostru. Optimism, încrederea, dragoste. Stabilitatea e în noi, nu în cei din afară, nu în alții, nu în joburi, nu în case, nu în copii, nu în noi. Ia uite, dragostea pe care o avem în noi aduce echilibru. Ia uite, iar dragoste, 6-6, adică 24-33-6. Poate chiar scrieți sau primiți vești. De la cineva de la distanță, posibil. Însă, voi păstrați-vă echilibru. Aveți cheile de la sufletul vostru și de la sufletul altora, dar păstrați-vă echilibru. Poate că sunt două personaje care se aseamănă. Sunt energii feminine, într-adevăr. Dar poate. Una dintre ele să fie și energie masculină care e conștientă și lucrează cu energia sa feminină, care e în echilibru. Da. Stabilizați-vă în... Găsiți-vă stabilitatea în voi. Hai să vedem energia pe care a trebuit să o aveți. E interesant. Și la pește a apărut. Că am făcut pește. Au! Au! Nu mai pica. Probabil că un eveniment neașteptat, ceva turn, ceva situații dezechilibrante, haotice, impulsive sau neașteptate,
Dar dacă vă păstrați soarele în suflet, echilibru, totul va fi bine. Și la pește a apărut acest păun. Fiți mândri de ceea ce sunteți, vorbiți despre dragoste, 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 creativitate, frumos, noblețe. Și fiți cu ochii în patru. Am zis, fiți și la pești, fiți cu ochii în patru, dar știți că oamenii se uită la voi, vă urmăresc poate, vă ascultă, se uită și vă ascultă. Interesant ce simt la vărsător, se uită și vă ascultă. Fiți atenți. Ia uite, iar pică! Extraordinar, a doua oară când pică această carte. Gândiți-vă și voi ce ar putea să însemne. Voi fi obosită că e ora 4, dar poate totuși are altceva în plus. Ia, să pun și un bițulet. Așa. La capătul setului de cărți, uite. Plăscuța, care înseamnă binecuvântări, o ploaie de binecuvântări, de noroc, de fericire, de bine. Și libelula. Eu aș spune că manifestați creativitate. Rostiți, rostiți. Care cuvântul? Conștienți de cuvintele pe care le rostiți. Nu mai vorbiți la întâmplare. Aveți grijă să nu mai vorbiți la întâmplare. Hai să vedem. Vărsător, soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord, vărsător. Să știți că și trei ține de comunicare de Mercur și 1. E magician. Ambele numere reprezintă comunicare în diferite forme. Unul manifestă, altul creează. Știu că seamănă, dar sunt nuanțe diferite. Și aveți și cavalerul de aer. Iar comunicare. Soarele nu vine să ascendem, nu vă văd învărsător. Dată. Aprie mai. 2023 mai 3 ori. Și a venit și Paștele, cu era Revelionul, cu era Paște. Iar interesant, nu, de spade. Dar treceți prin transformare și vă eliberați de durere. Mergeți către stea, către vindecare, către destinul vostru. Sau poate altcineva, semn de aer, se gândește cum să vină spre voi. Posibil și asta. 9 de monede, 10 de cupe. Independența va trage relațiile benefice frumoase. Oho, chiar un bărbat, aici energie feminină, aici energie masculină, puternic. Și eremitul, câh, nu e câh, dar, da, asul de cupe, aha, e drăguț. Da, vine o nouă dragoste după o perioadă de tăcere. Poate că totuși ar putea să fie două personaje în viața voastră, cel puțin două personaje. Unul să dorească să vă ofere un nou început, o iertare, o împăcare, ceva nou după o perioadă de tăcere, de analiză. Poate că și voi ați analizat situația, dar mai ales ei. Fecioară pești, pești cu asul de cupe sau gemeni. Fecioară sau pești, rac, scorpion. Pești, rac, scorpion. Leu, posibil și berbec sau săgetător, iar fecioară sau capricorn, taur, pe alocuri. Aș spune. Da, acest personaj de la distanță, cel care vine cu asul de cupe. Speră că veți primi oferta. Au fugit de asumare și acum vor să-și ceară scuze eventual. La capătul setului de cărți, temperanța și 7 de băte. Dați-vă timp pentru voi. Și când va veni momentul, apropo de roata norocului,
Da, am văzut roata norocului, dar când va veni momentul, veți merge cu viteza luminii către o nouă variantă a voastră, către creativitate, 3, iar 3, 3 și 1, către stabilitate, 3 și 1. Dar e o stabilitate în voi, doamnelor, sau energiile feminine își găsesc 3 și 1, 4 e numărul împăratului. Împăratul și împărăteasa, înțelegeți, da? Sunt în voi. Nu mai căutați flacăra geamănă, perechea ideală, găsiți-vă stabilitatea în voi și vor veni relațiile. Nu zic că nu vor veni, dar nu vă mai orientați în afară. Vă veți elibera de apele tulburi, de conflicte, de blocaje, de diavol, de obsedați, de adictivi, de, eu știu, frici. De ce mai vreți voi să spuneți? Că poate acum, fiind tot ușor, a patru și ceva, să-mi exprim chiar așa de inspirat, aș vrea. Coerent, nu știu. Nouă de monede, am zis, independența, stabilitatea voastră va atrage o stare de euforie, de fericire și oameni, colaborări frumoase, stări frumoase. Și în mod special un personaj care vrea să vă fie alături sau să vă cucerească. Nu știu dacă e una și aceeași persoană, astfel de cupe cu regele de pute, dar vedem la clarificare. Hai să clarificăm. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nou, învărsător. Ce am văzut aici? Ia uite, zero, reapare zero. Zero, asul, nu început. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nou, învărsător. Odată. De două ori, de trei ori și tăiem ca să clarificăm. Opt de cupe. Zece de spade. Lăsați în urmă trădările, suferințele, cupele, situațiile, sufletele pereche care nu v-au satisfăcut sau karmice, care v-au omorât. Alege să fiți în autoritate, în autonomie. Este zodia leului, este energie masculină, dar zi sunteți și femei și bărbați în același timp. Ați spune androgin? Sunteți în echilibru. Și uite, așa vă ridicați de la durere la extaz. Un soi de phoenix. În mișcare, în plină mișcare, în plin avânt. Patru de bâte. Eremitul și patru de bâte. Patru de bâte reprezintă casă. Luna. Tăcerea asta care este între voi și cineva poate să fie ori din cauza unei case despre care nu știți foarte multe. Luna ascunde o casă, o relație, o căsătorie, ceva. Ceva este. Luna este un mister. Și din cauza, am văzut mai multe cărți. Va trebui să alegeți între această reconsiderare a voastră, inclusiv autonomia voastră, masculin și feminin împreună. Nu să așteptați să vină masculinul acela divin înspre voi, ci să-l creați în voi. Și aceasta aș spune că e o altă situație. Cineva ascunde o casă, are secrete legate de o relație, de o casă. Ar vrea să se împace, dar
Și împăcarea este într-un mister. Ar vrea să vină să vă impresioneze. Dar să transforme situația dintre voi, dar nu mă arunc cu comentarii prea mult despre această situație. E o situație mai complicată acolo. Semne de foc, de apă, fecioară, apă peștrac și scorpion. Taur. Ce e și taur? Berbec. Săgetător leu. Scorpion. Fecioară. E o situație mai complicată acolo. Într-o casă în care e tăcere, eventual nu comunicați voi cu cineva de acasă din cauza unor chestiuni. Frici, ego, lucruri care trebuie transformate. Însă, acela este un capitol din viața voastră la care urmează să vă mai gândiți. Nu se rezolvă așa cu una, cu două. Sunt energii care se vor manifesta în lunile următoare, pentru că acestea aduc transformare profundă. Și, apropo, moartea reprezintă scorpionul. Și scorpionul e guvernat de Pluto și Pluto intră în vărsător. Sunt lucruri care se vor transforma radical, profund, într-un mod în care nici noi nu putem să anticipăm prin etalări, în perioada care urmează. Însă, hai să ne concentrăm pe independență, pe creșterea noastră, a voastră, spirituală, ridicarea din suferință și manifestarea unor stări pozitive. Repet, va trebui să alegeți trecutul sau viitorul și potențialul, mai bine zis. Chiar dacă nu e prezent, este un potențial. La capătul setului de cărți, trei de cupe. Ori fi fost triunghiuri amoroase în anumite contexte pentru unii, pentru alții, dacă a fost, sunt regrete. Sunt regrete. Iar este o casă, e un copil la casă, cineva se luptă pentru, poate pentru copil. Da, probleme în justiție, cu banii, conflicte. Acasă, sunt niște chestiuni acasă. Dar repet, concentrați-vă pe independența voastră, pe transformarea voastră, pe fericire. Dați-vă pe idealurile voastre. 10 de cupe înseamnă idealuri, euforie și o stare de visare. Visați că veți fi fericiți și veți manifesta această fericire. Pentru că Pluto, repet, intră în zodia voastră a vărsătorului și vă va transforma viața. Veți renaște dacă vreți. Dacă nu vreți, nu. Însă, să continuăm. Soare, uite. Veți deveni foarte selectivi. Soare, luna, venus, ascendent, nodul, nodul, vărs. Ia uite ce sare. E extraordinar. Mai multe evenimente neașteptate, că tot s-ar cărțile. Sunteți voi aici, vărsătorii. Încă n-ați încheiat un capitol. Greu. Unii dintre voi încă n-ați încheiat. Încă a spune că ați vrea, sunteți pe cale, să încheiați. Toate cărțile reprezintă o nouă perspectivă asupra unor capitole sau situații epuizante. Dar încă mai e ceva de învățat. Lumea înseamnă și învățarea unei lecții. Mai aveți ceva de învățat. Referitor la o situație în care v-ați epuizat,
cu fi căsătorie, cu fi altceva, atracție fizică, nu știu, variază de la om la om. Mai aveți ceva de învățat, a apărut steaua în poziție normală, ca să puteți să începeți să vindecați și să manifestați acel pozitiv. Face parte din capitolul eliberări. Încă nu ați eliberat niște chestiuni. Mai aveți de liberat și mai aveți niște, să zic, versuri de învățat. Bine, la modul metaforic. Ați învățat toată poezia afară de două versuri, ceva de genul acesta. Mai ceva. Ca să puteți încheia acest capitol. Și să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă, proaspătă și inspirantă. Dacă nu e energia voastră, ar putea să fie energia cealaltă. A partenerilor sau a partenerului, partenerului, partenerei. Poate ei încă n-au învățat, încă nu se pot detașa. Există și varianta asta. Soarele nu vine să ascendem, nodul nord, iată, tot apare 10 de cupe, idealurile, păstrați-vă idealurile vii, soarele în suflet, dragostea. Măi. Eliberați-vă de lucrurile care vă consumă, de oamenii care vă epuizează. Prea multe responsabilități, odată, de două, clarificăm, de trei ori și trei. Cinci monede. Justiția. Poate să fie un divorț dureros sau un contract de care trebuie să vă eliberați. Divorțul să vă aducă probleme, să fie... Știu că sunt cărțile viitorului, dar eu văd de fapt aici viitorul. E o chestiune care știu că vi se pare ciudată pentru unii dintre voi. Dar trecutul, viitorul și prezentul, la un moment dat, se intersectează. Depinde de noi cum trăim momentul. Conectați la trecut sau conectați la viitor. Ca să putem manifesta ce este mai bine sau ce este mai rău. Iată, luna. Luna pe care am văzut-o mai devreme. Și steaua. Aici sunteți voi exact în plină transformare. Urmează să vă transformați într-un mod în care nu veți, nici voi nu veți, cred. Aspecte profunde pe care le-ați ignorat, ați crezut că e în regulă. Oameni, colaborări, casă. Păstrați-vă independența. Învățați să fiți independenți. Și lăsați în urmă problemele financiare pe care le-ați avut de cuplu. Momentele grele, lăsați-le. Mai... E ceva încă de care nu v-ați eliberat. Sau un personaj. Justiția. Și 10 de spade. Poate să fie un divorț dureros pentru unii. Sperați că va fi bine. Sperați că există un personaj pentru voi. Potrivit. Sperați în continuare, repet. Frică versus încredere. Iar ce alegeți? Dacă nu vă reprezintă, poate sunt energiile celor cu care aveți de-a face, dar eu cred că o parte din aceste cărți vă reprezintă, dar trebuie să fiți foarte sinceri cu voi. Pentru că, am zis, aveți de manifestat stabilitatea în voi, nu prin cineva. Și apoi va veni persoana. Apoi va veni persoana. Ia uite, un nou capitol, exact cărțile. Mai aveți ceva, ia uite, și patru de bâte. Un nou capitol, o nouă relație. Poate chiar o nouă casă. Uh...
Poate chiar un nou job. Sunt începuturi, sunt potențiale de creștere spirituală. Poate că ar fi bine să vorbiți cu un ghid spiritual mai încolo. Da? Veți înțelege cum v-ați mințit, cine v-a mințit, dar și cum v-ați mințit. Pentru că Pluto este foarte profund. Și repet, adesea. Adesea repet. Și noi ne mințim. Dar după cum arată cărțile? Regele și regina de bâtă, uite. Învățați să vă iubiți, să împărtășiți și veți manifesta un cuplu perfect, un cuplu ideal, 9 și 10, un cuplu ideal. Și apare și asul de cupe, da? Dar, poate că spuneți că nu, că m-am vindecat, dar eu cred că totuși mai sunt unele aspecte, unele detalii, unele capitole care mai trebuie rezolvate. Nu degeaba apare temperanța și 7 de bâte. Dați-vă timp să vă mai vindecați. Dați-vă timp. Puneți un pic granițe în jurul vostru. Și când va fi timpul, de la 7 se saltă la 8. Viteza luminii ajungeți, repet, la împărăteasă, la dragoste, la vindecare, la eliberare, la lucrurile acelea frumoase. Mai e ceva. Nu vă grăbiți. Hai să vedem. Sfaturi. Vărsători. Soarele m-a venit să ascende nodul. Iute! Renunțați la control. Ați spune că voi nu vreți să controlați pe nimeni, dar totuși sunteți în semn fix. Semnul vărsătorului este fix și își dorește undeva controlul. Trebuie să fiți, repet, sinceri. Poate acel marele preot să reprezinte și un psiholog, un ghid cu care discutați, un confesor. Confesor, pardon. Și vă analizați unde vreau eu să am controlul, care e problema. Ca să vă puteți elibera ca lume. Ia uite, fiți reali. Fiți autentici. Încă un sfătulesc pentru vărsători și vărsătoare. Ia uite, reflectați asupra priorităților. Aveți încredere în viitor? În viitor, în univers, ai și viitor. Și vorbiți lumii într-o ființă, cum exact, parcă am zis. Aveți grijă ce cuvinte folosiți, parcă am zis, nu? Fiți deschiși la schimbare. Eliberați-vă de blocaje. Și mesaje de la îngeraj pentru vărsători. Asta vrea să vină? Dacă nu aveți partener încă, iar proiectați-vă în idealul, în zona aceasta ideală, că va veni. Cred că aici este 10 de cupe. Că e 10 și 3 și cu 7 înseamnă tot 10. Și 1 înseamnă manifestare. Acționați de ca și când partenerul este aici. Legătură spirituală. Poate nu știți, nu vedeți, dar e un suflet pereche care urmează să fie în preajma voastră cu voi. Chiar dacă e distanță între voi. Mesaj de la îngeraș pentru voi, vărsători. Dragoste, ce frumos! Trebuia să se confirme, da? O nouă dragoste, că am vorbit, ia uite ce vrea să apară, dar el, cine știe când se manifestă? Union of Hearts. Două suflete care se unesc într-o îmbrățișare strânsă. Dar trebuie să aveți răbdare că încă, ia uite, să alegeți dragoste, să aveți răbdare, încă mai aveți de liberat de niște situații în care lucrurile n-au fost chiar corecte, oneste, cinstite, spuneți cum vreți voi.
Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!